Fiind, așa cum s-a dovedit ulterior, plurialergic, o parte din alimente îmi făceau rău și atunci le evitam. Evident că un pacient alergic în Bucureștiul de acum 50 de ani era complet altceva, nu exista ambrozie, nivelul de poluare urbană și așa. Era mult mai bun aerul și trebuie spus că ceea ce era foarte diferit în copilăria mea de momentul ăsta era numărul de ore pe care îl petreceam afară. Copilul de acum stă în fața unei chestii bidimensionale, 2D, deci ochii lui, să vă uitați la toți preșcolarii ăștia și de grupă mai mare pe la așa, toți au ochelari. Acum, nu da. Toți, exagerez eu. Da. Dar foarte mulți au probleme cu ochii. Pentru că ochiul, la fel ca și camera, trebuie să focalizeze la distanță, să exerseze... Înainte, când ieșeam afară și ne jucam țară-țară, vrem o stai sau aruncam la țintă sau mai făceam nu știu ce, trebuia să anticipăm, să urmărim, să vedem. Toate chestiile astea sunt un exercițiu necesar pentru formarea noastră imunologică și fizică și ca adulți sănătoși.